Cea mai puternică furtună de vară înregistrată vreodată în Olanda a făcut prăpăd în toată țara. Furtuna Poli a dus la moartea a două persoane și la întârzierea sau chiar anularea a mii de zboruri. Institutul Național de Meteorologie a emis o avertizare cod roșu de furtună în trei provincii, iar rafalele de vânt au ajuns chiar și la 145 de km pe oră. În nord, traficul feroviar a fost suspendat din motive de siguranță, iar circulația pe o autostradă importantă a fost întreruptă după un accident de camion. Furtunile puternice în Olanda au loc de obicei între octombrie și aprilie. Oamenii din cea mai mare parte a țării au fost sfătuiți să rămână în case, iar transporturile au fost grav perturbate. O femeie în vârstă de 51 de ani a murit după ce un copac a căzut peste mașina în care se afla, a anunțat poliția locală. În Amsterdam, mai multe persoane au fost rănite în timp ce zeci de copaci au fost doborâți, avariind mașini și bărci aflate de-a lungul canalelor din oraș. Institutul Național a emis cea mai mare avertizare de furtună în provincia Nord-Holland, care include Amsterdam. Furtuna numită Poli este cea mai devastatoare din Olanda din ultimii 5 ani. Furtunile puternice din Olanda au loc de obicei între lunile octombrie și aprilie. Precedenta furtună de vară a avut loc în 2015 și a fost prima după mai bine de un secol, relatează observatornews.ro.